Ideea de bine și rău este un concept cu stabilitate mare în religiile lumii. De la creștinism la catolicism sau iudaism, și toate religiile în ideologia lor se axează pe acest concept din diferite motive. Această paralelă este bine delimitată totodată fiind prezentați diferiți exponenți ale ambelor tabere, dar și locul unde se găsește atât binele cât și răul. Știm cu toții că Raiul este locul unde se găsesc apărătorii și exponenții binelui și că iadul este considerat locul celor mai rele lucruri unde demonii și conducătorul lor locuiesc. Cărțile Sfinte descriu ambele locuri atât indirect cât și direct, dar descrierea Raiului este mult mai amplă decât cea a Iadului, de aceea în clipul de azi vom încerca să descoperim cum arată de fapt Iadul. Viziunea istorică. Descrieri ale Iadului au existat din cele mai vechi timpuri. Grecii antici credeau că Iadul e o gaură imensă numită Tartarus, creată în același moment cu Raiul și Pământul. Aici erau aruncate persoanele care îi supărau pe zei și fiecare primea o anumită pedeapsă. Pe de altă parte, potrivit zoroastrismului, una dintre cele mai vechi religii din lume, după moarte omul trebuie să meargă pe un pod care împarte lumea celor vii de cea a celor morți. Dacă un om a fost bun pe timpul vieții, apare un pod luminat în capătul căruia se află un spirit frumos numit Daena. Însă, dacă omul a fost rău, podul va fi îngust și tăios, iar la capătul lui se va afla demonul Vizareș, care aruncă persoana de pe pod, aceasta căzând în casa minciunilor, un loc în care persoanele sunt torturate și hrănite cu mâncare stricată. Viziunea populară. După tradiția popular românească, iadul s-ar poziționa în centrul pământului și ar fi un loc întunecat al rătăcirii în care sufletele păcătoase își împlinesc pedepse dintre cele mai crude. În iad arde mereu focul, iar oamenii nu se întâlnesc niciodată și nu știu ce se întâmplă cu cei de pe pământ. Iadul arată ca o groapă adâncă, întunecoasă și plină de fum, sau mai închipuit ca o cetate. În mijlocul iadului se află Scaraotchi, împăratul întunericului înconjurat de milioane de diavoli, împărțiți pe cete precum îngerii. În Transilvania se crede că iadul ar fi o peșteră întunecoasă ce se află sub rai. Intrarea în această peșteră se numește Gârliciul Pământului. Se spune că pedepsele iadului sunt dintre cele mai crunte. Paradoxul constă în faptul că suferința unei pedepse este nesfârșită. Diavolii chinuie sufletele folosind focul și înnăsprindu-se din păcatele pe care fiecare le-a făcut în timpul vieții. Astfel, unii sunt copți într-un cuptor mare plin de foc, alții sunt fierți de către diavoli într-o căldare cu zmoală clocotită, alții sunt pisați în piuă sau bătuți. Iadul e păzit de diavol și care îndeamnă trecătorii să intre și nu îi lasă pe cei din interior să iasă afară niciun chip. Deși drumul spre iad e plin de mărăcini și spin, cei păcătoși ajung foarte repede aici. Se spune că cei ce nu au avut niciun scop în timpul vieții ajung direct în iad, pe când cei mai puțin păcătoși trec mai întâi de vămile văzducului unde pot găsi scăparea. Sufletele care ajung în iad nu rămân aici veșnic, ele trebuie să-și îndeplinească pedepsele până la judecata de apoi. Atunci le va fi socotită cu adevărat soarta. Viziunea creștină Accentul asupra imaginii iadului din perspectiva creștină cade pe faptul că iadul reprezintă suma celor mai îngrozitoare lucruri atât imaginabile cât și inimaginabile de mintea umană. Marii proroci și apostoli au vorbit despre iad ca fiind un loc real poziționat undeva adânc. Iadul e descris ca având temperaturi insuportabile și că e dominat de întuneric. Dimensiunea iadului este descrisă ca fiind de normă și unde dăi nu e un fum care se ridică în sus. Iadul e locul unde sunt pedepsiți oamenii pentru păcate, precum mânia, invidia, minciuna. Viziunea artistică Una dintre descrierile infernului, așa cum mai este supranumit iadul, se regăsește în artă în diferite forme ale ei. Unul dintre artiștii care și-au imaginat o posibilă imagine a iadului este Dante Alieri, care a scris lucrarea poetică Divina Comedie între anii 1307 și 1321. Lucrare din a crei componență face parte și Infernul. Iadul descris de Dante E împărțit în nouă cercuri, reprezentând fiecare un diferit păcat. Înainte de primul cerc sau anticamera infernului, avem hoarda lașilor. Aceștia se zbat goi, mâncați de viermi și de muște. Apoi, înaintând, descoperim primul cerc, cei al oamenilor virtuoși, dar care nu au apucat să fie botezați, fiind astfel considerați păgâni. Pedeapsa lor e că sunt situați într-o formă inferioară paradisului și locuiesc într-un castel cu șapte porți reprezentative pentru cele șapte virtuți. Castitatea, cumpătarea, caritatea, hărnicia, răbdarea, bunătatea și modestia. Opuse celor șapte păcate capitale. Aici îi întâlnim pe Aristotel, Socrate, Iulius Cezar, etc. Următorul cerc descendent le este rezervat de și păcătoșilor din dragoste. Aici sufletele celor ce au comis păcatele acestea sunt condamnați să fie spulberați de un vânt violent, ce împiedică să-și găsească liniștea simbol al chinurilor prin care au trecut din cauza dorințelor carnale cât erau în viață. Aici se întâlnesc personalități precum Cleopatra, Elena din Troia, Paris, Achille sau Tristan. Cel de-al treilea cerc face referire la cei necumpătați. Aici un monstru numit Cerber stă de pază și veghează pe cei ce nu au cunoscut cumpătarea în desfătările trupești. Păcătoșii se zvârcolesc într-o eternitate, într-o mocirlă întreținută perpetu de o grindină. Starea în care se află sufletele e rezultatul unei vieți fără limite în care doar plăcerile egoiste au primat. Al patrulea cerc îi cuprinde pe cei zgârciți și risipitori. Aceștia îndură o pedeapsă sisifică, fiind forțați să împingă cu pieptul roce enorme, simbol al ambițiilor și lăcomiei după bani. Ei sunt împărțiți în două părți, cei care acumulau posesii și cei care le-au risipit. Păcătușii aceștia se canunesc atât de tare și se concentrează la munca lor atât de intens. Printre aceste suflete întrezărim oamenii bisericii și chiar și papi. Al cincelea cerc este locul în care cei mânioși și cei ursus din pricina mâniei sunt pedepsiți, fiind nevoie să se zvârcolească noroi pe deasupra râului Styx, luptându-se cu pumnii, se mușcă, se sfâșie între ei. Pentru păcatul de a nu avea răbdare de a sări să judece și să spurce, aceștia sunt astfel forțați să-și ducă povara păcatului fără tihnă. Cu cât coborâm mai adânc în măruntaele iadului, cu atât densitatea și intensitatea trăirilor se amplifică. Astfel, în al șaselea cerc au fost adăpostiți ereticii și blasfemiatorii, scepticii care au fost blestemați să se perpelească în morminte de foc, simbolul patimilor și urilor ce i-au mistuit cât erau în viață. Cercul următor este împărțit în trei brâuri. Avem astfel în primul brâu pe cei care în viața lor s-au arătat violenți cu aproapele lor, păcatele de care se fac vinovați au azvârlit într-un mâl de sânge clocotitor până la gât în care se frământă. Sunt guvernați de minotauri, iar dintre figurile importante se numără Alexandru cel Mare sau Dionis. Al doilea brâu al cercului este și mai sinistru dacă suportă un nivel de comparație. Aici se află sinucigașii, transformați într-un desiș de crenci noduroase, pline de țep și otrăvitori, sfâșiate de harpi torționari antici. Figura reprezentativă pentru acest loc este juristul Pierre Delvigne. Tot în acest loc se află cei care și-au bătut joc de bunurile personale, păguboșii sau pustiitorii, vânați de câini fioroși și înfometați și care se sfârșeau prin a fi hăcuiți de aceștia. În cel de-al treilea și ultimul brâu al cercului șapte reprezintă o întindere pustie și stearpă unde sufletele sunt goale, hăituite de o ploaie de foc eternă, părăjolite și urlând a disperare. Locul le este rezervat cămătarilor și sodomiților. Al optulea cerc îi include pe proxeneți, lingușitori, ghicitorii și reprezintă un teritoriu imens, alcătuit din mai multe bolgii care înseamnă compartimente, terifiant, sinistru, alocat unora dintre cei mai mari nevrednici. Avem așadar prima bolgie pentru proxeneți și seducători care ni se înfățișează goi, biciuiți de diavoli. A doua le e rezervată lingușitorilor, care sunt obligați să stea într-o mare de scârnă. Bolgia a treia este destinată simoniacilor, preoților ce eliberau indulgențe și celor cărora nu te puteai spovedi fără să plătești. Aceștia atârnau cu capul în jos în gropi minuscule, iar tărpile le erau arse de flăcări. Bolgia a patra conține ghicitorii unde sunt înfățișați ca având capul în spate și plângând în continuu. Bolgia 5 este locul politicienilor corupți, de lapidatorilor, care sunt aruncați în smoală și sunt împinși cu sulițele înapoi când încearcă să iasă. Bolgia 6, ipocriții care pășesc sub povara unei mantii de plumb, aici îi întâlnim pe unul dintre cei mai mari ipocriți, preotul Caiafa, care a îngăduit răstignirea lui Isus în ciuda faptului că știa că era nevinovat. Condamnații din această bolgie îl calcă în picioare în defilarea lor veșnică sub greutatea capei de plumb. Bolgia 7 îi înfățișează pe hoți fugăriți de șerpi care îi mușcă, cea de-a opta bolgie le-a rezervată sfătuitorilor de râu care se bălăcesc pe fundul bolgiei învăluiți de limbi de foc. În bolgia a noua sunt semănătorii de vrajbă care bântuie, eviscerați cu organele la vedere, alții cu căpăținile în mâini. În ultima bolgie îi găsim pe falsificatorii alchimiști și cei care au comis sperjur. Falsificatorii zacă grămadă unii peste ceilalți, smulgându-și pielea pe când alchimiștii au trupurile putrede umflate de apă. Al noulea cerc îi cuprinde pe trădători, și suntem cel mai aproape de Lucifer. Aici bolesc și rabdă o neclinteală veșnică cei mai mari păcătoși de pe pământ, în viziunea lui Dante, și anume trădătorii. Toți sunt scufundați și claustrați pe vecie într-un lac de gheață. Și acest cerc este alcătuit din mai multe brâuri, și anume patru. În funcție de severitatea păcatului, sufletele sunt fie mai aproape de suprafață, fie mai adânc în în lacul de gheață. Cei mai mari trădători dintre trădători sunt cei care i-au vândut pe făcătorii de bine, cum este și Iuda. Aceștia stau paralizați în imensitatea de gheață și își ronțăie țestele unii altora pe vecie. Descrierea iadului diferă de la o cultură la alta, acest lucru fiind influențat în principal de modul în care este practicată religia, și mai important, ce religie este predominantă? Deși nu avem o imagine sigură pe care ne putem baza atunci când vorbim despre descrierea iadului, este interesant cum este perceput de la o populație la alta și cum a evoluat această percepție de-a lungul istoriei. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere linkuri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!